Din cei 26 de jucători prezenți atunci pe teren, 6 au încetat din viață, 3 ai românilor și 3 ai spaniolilor. Din rândul acestora nu mai sunt printre noi Helmut Ducadam, Ilie Bărbulescu, decedat în urmă cu 4 ani după ce a suferit un infarct în somn, și Lucian Bălan, care s-a sinucis în 2015 în urma unei intoxicații voluntare cu medicamente. De partea cealaltă, Barcelona 1986 a pierdut tot 3 jucătorii. Marcos Alonso s-a stins anul trecut, după o luptă grea cu cancerul. Angel Pedraza a încetat din viață în 2011, la doar 49 de ani, tot în urma teribilei maladii. Cei 2 foști jucători s-au numărat printre executanții loviturilor de departajare apărate de Ducadam. Alături de aceștia, și Javier Urruticoechea, celălalt portar al finalei de la Sevilla, a murit pe 24 mai 2001, la 49 de ani, la 2 luni după ce se revăzuse cu legendarul Ducadam la București, cu prilejul aniversării a 15 ani de la finala de la Sevilla. Ne-am luat cu toți în brațe și am petrecut clipe frumoase și ne-am povestit multe lucruri. El știa de faptul că eu după acel meci de la Sevilla am avut probleme cu umărul și nu am putut să mai continui cariera la un nivel înalt. Însă am rămas șocat când am aflat că la doar 2 luni după aceea, Urruti a decedat într-un accident de mașină. Nu-mi venea să cred că omul cu care eu mă întâlnisem cu doar 2 luni înainte nu se mai afla printre noi. Declara Helmut Ducadam în trecut, Urruti, care a parat la Sevilla loviturile executate de Maggiaru și Boloni, a decedat într-un accident, după ce mașina în care se afla a lovit o barieră protectoare, fostul portar fiind proiectat prin parbrizul mașinii și murind pe loc. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.